Aveți candidați pentru toate comunele? Liste complete? Da, lucrăm. Știu că pentru dumneavoastră e o surpriză, dar Partidul Stat nu e singurul. PSD-ul cred că vine să candideze singur, dar va avea o surpriză. Vom avea candidați și chiar buni. În ciuda șantajului, pot să spun acum, în ciuda șantajului, a presiunilor pe care le fac în ultimile zile, eu cred că mulți își amintesc de perioada dinainte de Revoluție și perioada 2000-2004, care a fost similară în Vrancea cu perioada dinainte de Revoluție. Dar la cine au făcut presiune? Când vor câine. La cine au făcut presiune? Au făcut șantaj și presiune pe candidații de de primari, la primărie. Că primarii în funcție, oamenii în slagă au plecat. Acela lucru pe care am spus acum, șantaj, presiuni. Am înțeles că sunt și probleme la Vidra? Sunt probleme și la Vidra. Un consilier, un candidat la Consiliul Local, am înțeles că a fost amenințat cu moartea. Nu e posibil așa ceva și cred că autoritățile trebuie să-și facă treaba. Au fost anunțate și suntem totuși în 2012 și cred că e inacceptabil o astfel de atitudine a PSD-ului. Pentru că, din punctul meu de vedere, PNL-ul e o anexă. Asta este exact stilul de a face campanii a PSD-ului. Dar, v-am spus încă o dată, nu e nicio problemă. Nu ne e teamă. Emoție? Emoții? Nu. Sunt mult mai determinat să iau primăria ca în 2008 și o voi lua acolo acesta. Aveți da. Candidați redutabili. Unul e chiar aici. Nu știu, acum îi urez să intre în Consiliul Local și să fie consilierul meu, domnule. Pentru că sunt convins că va fi un consilier local foarte bun. Și chiar vrea să fac ceva pentru municipiul Focșani, spre deosebire de conducerea administrativă a orașului din ultimii 12 ani. Domnul primar Bacinski a ieșit înainte să veniți dumneavoastră și a spus că așteaptă să înceapă noi proiecte în Focșani. Sau să vi le lase dumneavoastră. Domnul Bacinski, cred că așteaptă de 12 ani să înceapă proiectul noi, dar o să avem grijă să înceapă. Sunt convins că mandatul ăsta pe care îl voi avea vor începe noi proiecte. Noi deja am lucrat la proiecte. Știți că proiectul cel mai mare din Focșani, infrastructură, ne aparține. Nu s-a cred că pot, fără niște modestie, să spun că mai aparține chiar în mare măsură. Ce-ați întrebat? Se face PNDI în Bineînțeles, Focșani? Problema Națională de Dezvoltare a Infrastructurii se face. Am înțeles deja că s-a dat ordine de începere a lucrărilor. Deja au început lucrările la Sovejea. Vor începe și în celelalte localități, și la Biniești, și la... Deci în Franța se lucrează la toate proiectele câștigate prin PNDI. Da. Nu să știți că Programul Național de Dezvoltare este județul Vrancea, da. Este unul dintre puține județe care beneficiază de acest program. La Suraia.